te, Virgile, din porunca înalt preasfinției sale, arhiepiscopului Teofil Herineanu și după îndemnul părintelui arhimandrit Serafim Man, duhovnicul meu, am schițat o scurtă autobiografie spre a fi păstrată în arhiva mănăstirii Rohia, unde viețuiesc ca monah de 7 ani. Se împlinesc la 16 august. Vei primi și frăția ta câteva extrase din acest text. Îți voi trimite de asemenea câteva fragmente dintr-o narațiune intitulată Jurnalul Fericirii, în care am relatat pe larg și într-o formă literară aceleași evenimente. Fratele Nicolae. Greu m-am împăcat cu regimul introdus în toamna anului 1947. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat destulă voință și destulă luciditate pentru a nu mă lăsa prins de ademenirile acestui nou regim. Purtarea majorității coreligionarilor mei m-a surprins și m-a supărat. Făceau jocul unui partid care de altfel avea să se descotorosească repede de ei. Am suferit alături de atâția alții. Am fost dat afară din casă și barou și am dus-o foarte greu din punct de vedere material și sufletesc. Am fost și foarte bolnav vreme îndelungată. Din punct de vedere spiritual, lucrurile au evoluat în cu totul alt mod. Mă simțeam din ce în ce mai atras de creștinism. Cu o bună și binevoitoare prietenă, Viorica Constantinide, mergeam des pe la diferite biserici, ea fiind o credincioasă fierbinte. Datorită unor oameni de mare cultură și intensă trăire creștină, Virgil Cândea și Paul Simionescu, m-am putut apropia de literatura patristică și de filozofia creștină. Progresăm așadar pe amândouă planurile, teoretic și practic. Eram în realitate apt pentru botez. Îmi lipseau numai curajul și hotărârea de a face pasul final. Și-o voiam. Mi-era rușine. Diavolul mă ispitea cu frica, smerenia, slăbiciunea. Mă păstram în starea aceea confuză dintre dorință și panică, prielnică lenei și tergiversării. Mi-era și teamă. Mă știam foarte necurat. Domnul însă lucrează în chip tainic și umblă pe căi misterioase. În 1959, grupul de prieteni căruia aparțineam de câțiva ani a început să fie arestat. Primul dintre noi fiind filozoful Constantin Noica. Am fost chemat la securitate ultimul dintre toți, cerându-mi să fiu martor al acuzării. Bă, ai fost la masa aceea? Ai spart sau nu paharul? Hai, răspund. Un pahar? Nu, n-am spart niciun pahar, nu țin minte. Sau totuși l-am spart? În august, de ziua ei și a mea, țin și nu țin minte ce ar face dacă l-am spart sau nu. Are. Ceva îmi spune stăruitor că are. Stăruitor, dar în surdină. Înțeleg prea bine că acum se ia hotărârea, că de aici se va declanșa totul. Și drăgovenia e că oricum aș suci-o tot prins în capcană rămân. Ori pe calea adevărului, ori pe alunecării în ceața deșertăciunii, tot pierdut sunt. Tot va trebui să recunosc. Sunt pierdut. A, nu, umilința cedării e de la diavol. În jur nu-i ceață, în tine nu-i delir. Ești în plină realitate. Ce vezi e adevărat. Ce, te lași prins de fantasmagorie.
ia vino, Țânfire. Da, e ea. Da, totul e adevărat. Să fii calm și cinic și abil. Repetă, abil. Da, există. Mai există o negândită a treia soluție. Soluția a treia. Nici nu recunosc că l-am spart, nici nu mă las prada amețelii. Nici tu prostia fricii, nici tu vraja buimăcirii, ci altceva. Minciuna. Minciuna liniștită și pricepută. Minciuna binecuvântată, șoptită de Hristos. Minciuna nerușinată, domoală, cât mai iscusită. Feciorul lui neatache vameșu. Tata la plecare, să nu fii jidan fricos, să nu mă faci de râs. Aici e scăldătoarea vitezda, te arunci, orba. Aici, acum, aici te declar, băiete, aici, pe loc, alegi. Nu țin minte nimica, nu știu să fi spart vreun pahar. Nu l-am auzit pe comeseanul nostru spunând ceva dușmanos. Mă, ai fost la masa aceea și nu s-a discutat dușmanos? Da, la masa am fost, era ziua mea și în ajun fusese ziua ei. Dar nu s-a discutat dușmanos. Nu ții minte? Nu. Da, paharul, ții minte că l-ai spart? Nu, nici. Bă, ți-e prietenă, uite-te la ea, recunoști că ți-e prietenă? Recunosc. Atunci, de ce ar spune că ai auzit ce n-ai auzit? Ce, nu cumva vrei să spui că minte? Nu știu, nu spun că minte, nu. Spun că nu-mi reamintesc eu nimic. Da, valijoara asta de ce ai adus-o? Aha, în vederea arestării. Ăsta e un gest provocator. Noi nu te-am chemat să te arestăm. Te-ai molipsit de fanatismul legionar. Fii pe pace. Plăcerea de a te aresta nu ți-o dăm. Degeaba vrei să ajungi erou. Ce legături infracționale ai avut cu Constantin Noica? Nu recunosc caracterul infracțional. Hai, mă, ce naiba, zău, așa nu se poate să nu înțelegi oriși cât ai fi de reacționar. Partizan al hitleriștilor și ucigașilor de evrei tot nu poți fi. Nu te poți face complice al unor asasini cu mâinile înroșite de sângele coreligionarilor tăi. Noi te-am chemat ca martor liber să declar lucruri adevărate, să spui că în prezența ta s-au purtat discuții dușmănoase și s-a complotat împotriva securității orânduirii de stat și că din slăbiciune te-ai lăsat și tu antrenat în discuții și n-ai avut curajul să înștiințezi autoritățile de îndată. Dacă îți dai seama, regreți și subscrii la cele de mai sus. Declarația pe care ai dat-o acum 3 zile e total neconcludentă pentru scopurile anchetei. Ai avut un răgaz de 3 zile pentru gândire. Ți-ai băgat mințile în cap? Ai stat de vorbă cu bătrânul? Ce ți-a spus? Mi-a spus, domnule anchetator, să nu fiu jidan fricos și să nu-l fac de râs.